Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este un privilegiu pentru mine ca astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră aici la părtășie. Îi mulțumesc Tatălui din ceruri, mulțumesc Misiunii Hristic și apoi echipei pastorale de aici pentru primire și ospitalitate. Stăteam și mă gândeam dacă doar cu mine sunteți la fel de bun sau așa procedați dumneavoastră cu toți invitații. Pentru că eu am venit azi dimineața aici la dumneavoastră conștient că voi fi la poarta cerului. Dar cu mine astăzi ați fost bun și m-ați trecut dincolo de poartă. M-ați dus în profunzimea cântărilor, a închinării și m-am bucurat să experimentez prezența lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, noi știm ca idee că Dumnezeu este prezent, dar este o mare diferență atunci când simțământul lui Dumnezeu îți dă târcoale și este acolo, în inima ta. Domnul să lucreze în continuare și cuvântul acesta care va fi adus să fie așezat în inimile noastre și apoi să fie convertit în rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Să așezăm așadar lângă aceste cântări care au fost aduse și cuvântul Domnului și prin intermediul lui astăzi, Dumnezeu să ne cerceteze. Dacă nu este prea mult, haide să stăm ridicați pentru că vreau să dăm cinste cuvântului. O să deschidem Scripturile în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de unde o să citim de la versetul 37 până la versetul 47, un pasaj care foarte important pentru noi astăzi este așezat în vecinătatea coborârii Duhului Sfânt. Deschidem Scripturile la pagina 1057 și citim din Fapte 2, de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Voi porni de la următoarea premisă în această dimineață, anume că un cuvânt, respectiv cuvântul schimbare, se află în vocabularul fiecărei persoane. Ca ființe umane, aspirațiile sau dorințele noastre sunt uneori mai mărețe decât experiențele actuale. Ne mulțumim cu ce avem, dar o vorbă deja consacrată a românilor spune astfel: se poate și mai bine. Și de multe ori viața trăită aici pe pământ, desigur este un zbor în bătaia săgeții, desigur este o viață caracterizată de tot felul de provocări, este o viață în care dorim să trăim un mai bine și să avem parte de acest mai bine. Și în sensul acesta, părinții vor o schimbare în relație cu copiii lor. Și sunteți aici unii dintre dumneavoastră părinți care poate mijlociți și vă rugați pentru copii care în perioada asta vieții sunt departe de Dumnezeu. Sigur că îi urmărește rugăciunea pe care ați făcut-o atunci când i-ați adus la binecuvântare. Sigur că îi urmărește rugăciunea dumneavoastră: trăiți cu nădejde, vine ziua în care ei se vor întoarce acasă. Profesorii vor o schimbare în relație cu sistemul de învățământ și unii dintre cei care sunteți aici și profesați în zona aceasta, puteți să observați această instabilitate care există. Fiți liniștiți că o experimentează și elevii și studenții și poate vă gândiți oare ce mai urmează.
Vedeți și sesizați realmente cum aceste schimbări sunt la atitudinea fiecărui ministru, vine, pleacă, vine, pleacă și așa mai departe. Cetățenii, de pildă, vor o schimbare în relație cu cei care se află la guvernare. Dar, dragii mei, lăsându-le preț de o clipă pe toate acestea undeva la periferia vieții noastre, lăsându-le undeva la o parte, vreau să vă întreb ceva în dimineața aceasta. Credeți că Dumnezeu nu așteaptă o schimbare în relație cu cei care îl numesc Tată? Dumnezeu se așteaptă de la mine și se așteaptă de la dumneavoastră să trăim viața aceasta într-o strânsă legătură cu El și spun, Doamne, ajută-ne! Dumnezeu, da, așteaptă o schimbare de la mine și Dumnezeu așteaptă o schimbare de la tine. Ori există în Sfânta Scriptură un verset care, vă spun sincer, pe mine mă înspăimântă. Este un verset pe care atunci când îl citesc, cu alte cuvinte, vreau să mă duc undeva mai repede cu citirea, pentru că nu vreau cumva să mă lovească în moalele capului și să-mi știrbească cumva imaginea aceasta de pocăit bun, de creștin care îl caută pe Dumnezeu. Ascultați, vă rog, ce spune Iacov, capitolul 4, cu versetul 8. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. O, dar ce frumos ar fi ca versetul acesta să aibă în vedere pe cei care sunt dincolo de zidurile acestei biserici. Ori dacă vă uitați în tot ceea ce înseamnă epistola Sfântului Iacov, vedeți că acolo există un cuvânt care se repetă. Frații mei, frații mei, frații mei. Ori cuvântul Domnului mă pune în gardă în dimineața aceasta și îmi transmite următorul potențial pericol. S-ar putea eu, închinându-mă lui Dumnezeu, dumneata închinându-te lui Dumnezeu, împreună să fim caracterizați de această dualitate a sufletului. Cu un ochi pe ceea ce înseamnă frumusețea lui Dumnezeu, cu un ochi pe ceea ce înseamnă frumusețea acestei lumi. Și vă rog, haide să nu cădem în capcana în care să spunem că nu există un miraj al acestei lumi, nu există o plăcere a păcatului, pentru că Scriptura ne învață, există. Plăcerea păcatului este, dar țineți cont, este doar de o clipă. Frumusețea acestei lumi există, dovadă fiind că Dima, din dragoste pentru lume, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dacă Domnul își dorește ceva de la noi astăzi, își dorește să trăim o viață în care inima noastră să-i fie predată în totalitate. Poți să trăiești fără o mână, poți să trăiești fără un picior, poți să trăiești fără un ochi, însă nu am întâlnit oameni care să trăiască fără inimă. Am observat, atât din experiența mea, cât și din relatările altora, că prea mult vorbim despre așteptările noastre și prea puțin despre așteptările lui Dumnezeu în raport cu noi. Uneori ne scuzăm invocând greutatea vieții pe pământ. Uneori căutăm un vinovat, căutăm pe cine să aruncăm vina și am preluat cumva lecția asta de la protopărinții noștri, de la Adam și Eva. Ce frumos e să joci ping-pong cu povara vinovăției, nu? Tu ești de vină, ba tu. Ori vine Dumnezeu în întâmpinarea nevoilor noastre și dă absolut totul la o parte și spune, nu mai aveți nicio scuză. De ce? Pentru că Dumnezeu Sfântul a găsit o soluție astfel încât scuzele noastre să cadă la pământ. Și dacă vă uitați în vecinătatea pasajului pe care l-am citit, chiar trebuie întoarsă pagina pentru a citi Fapte 1 cu 8. Acolo găsim scrisă următoarea promisiune, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și vine Dumnezeu Sfântul întâmpinarea acestor nevoi pe care le avem pentru a ne da această promisiune fantastică să nu mai fim trântiți la pământ de orice vânt care se ridică împotriva noastră, pentru a nu-i mai permite diavolului să ne izbească de toți parapeții vieții noastre, ci să trăim împreună cu Dumnezeu o viață în care să fim mai mult decât învingători. O viață în care împreună cu El să fim biruitori. Și dragii mei, haide să nu spunem că nu se poate. Știu că de multe ori îmbrățișăm și ducem aproape la extremă vorba asta, dar vremurile în care noi trăim, dragii mei, mai exact vă întreb cu respect în dimineața asta, la care vremuri facem referire? La vremuri în care stadioanele sunt pline de evanghelizări? La vremuri în care casele de cultură sunt pline
de echipe care cântă, care fac misiune, la vremuri în care te duci acasă, dai drumul la robinet, apă caldă, apă rece, dai drumul la climă, ai căldură, ai rece, la care vremuri ne referim? O, în contextul acestor vremuri, da, răsună în urechile noastre următoarea promisiune: Dumnezeu Sfântul este cu noi și noi putem împreună cu El să trăim o viață în care să fim mai mult decât biruitori. Să știți că promisiunea aceasta nu este rezervată doar creștinilor din primul secol. De ce? Pentru că toți oamenii adevărați sunt slabi și au nevoie de putere. Toți oamenii, fără excepție, au datoria de a fi martori. Și să vă mai spun ceva, toți oamenii consumați de această dorință dumnezeiască au fost ascultați. Dincolo de a fi o sărbătoare a creștinilor și un semn al identității confesionale, așa cum este cazul nostru, Duhul Sfânt este o persoană reală și trebuie să devină o experiență personală. Duhul Sfânt este o persoană reală și trebuie să devină o experiență personală. Spunea un mare om al lui Dumnezeu într-o perioadă în care a slujit cu scumpătate Domnului, în care și-a pus în slujba celui prea înalt chemarea, talentul, disponibilitatea, a scris într-o carte următoarea concluzie care pe undeva este realmente șocantă. Spunea el, Leonard Ravenhill este numele lui: fiindcă biserica a pierdut focul Duhului Sfânt, milioane de oameni se îndreaptă spre focul iadului. Ori, dragii mei, când am citit această expresie, vă spun sincer, am stat eu în lumina cuvântului lui Dumnezeu, aceste oglinzi, și m-am întrebat, Doamne, cum sunt eu? Cum este biserica pe care o păstoresc? Cum este biserica în care slujesc? Cum este tot ceea ce ține de spectrul acesta al slujirii? Pentru că există întipărită în noi această nevoie de a fi plini de Dumnezeu. Și să vă spun ceva, El va fi prezent în biserică direct proporțional cu cât este în mine și în tine. Ori dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, când venim aici, venim doar la ceasul sărbătorii. Și atunci când vii la ceasul sărbătorii, nu faci nimic altceva decât să dai tot ceea ce este mai bun din tine. Și aduc eu cei mai buni, și aduci dumneata cei mai buni, și aduci dumneata cei mai buni. Și iată, dintr-o dată se realizează contextul acesta în care numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit cu putere. Și atunci când venim la părtășie, venim în virtutea următoarei promisiuni, că Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor Lui. Și atunci, da, te duci la biserică exact așa cum s-a dus din templu logul vindecat, săltând de bucurie. De ce? Pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea a primit răspuns, pentru că te-ai dus acolo, poate cumva zdrobit, poate frământat, dar acolo te-ai întâlnit cu Dumnezeu. O, lucreze Dumnezeu Sfântul în dimineața aceasta. Textul citit evidențiază anumite schimbări în ucenici, despre care nu știam nimic până la acest moment. Schimbări, dragii mei, care nu vin pe fondul curajului lui Petru, schimbări care nu vin pe fondul dedicării lui Ioan sau relațiilor vreunui ucenic. Aceste elemente sunt necesare. Nu o să stau înaintea dumneavoastră să vă spun că noi nu avem nimic în legătură cu curajul, nouă nu ne trebuie relații, nouă nu ne trebuie cu tare sau cu tare lucru. Ba da, de toate acestea avem nevoie, dar mai presus de orice trebuie să strălucească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă aceste elemente sunt necesare, dar nu definitorii, ceea ce face diferența este Duhul lui Dumnezeu în viața unui om. Mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc în această dimineață l-am așezat sub următorul titlu: Înflăcărarea Duhului Sfânt. Înflăcărarea Duhului Sfânt. Un astfel de om care este mistuit, care este consumat de această putere dumnezeiască, ajunge să facă următoarea rugăciune pe care a făcut-o David Livingstone. Spunea el: Doamne, trimite-mă oriunde, numai mergi și Tu cu mine. Pune asupra mea orice povară, numai susține-mă, taie orice legături, cu excepția legăturii care mă leagă de slujirea și de inima Ta. Este o rugăciune venită din gura unui om care a fost mistuit și copleșit de această putere. Înflăcărarea Duhului Sfânt, pornind de la textul pe care l-am citit, în primul și în primul rând, dragii mei, se vede în pasiunea pentru Evanghelie. Înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în pasiunea pentru Evanghelie. Să știți că există o datorie universală a creștinilor răspândiți pe toată suprafața pământului, anume să vorbim despre Hristos. Noi trebuie să vorbim despre Dumnezeu.
S-a punctat deja foarte frumos astăzi, creștinism nu înseamnă numai privilegii, creștinism înseamnă și îndatoriri. Creștinismul pe care eu îl trăiesc nu are în vedere doar nevoia mea de a veni duminică dimineața la biserică, de a mă închina lui Dumnezeu și de a veni cu tot felul de rugăciuni înaintea celui prea înalt. Doamne, ascultă-mă, Doamne, ia aminte, Doamne, fă-mi! Că Dumnezeu, Dumnezeu care ne iubește, nu ia para de cafea. Mai vâri o rugăciune, mai primești un răspuns. Mai vâri o rugăciune, mai primești un răspuns. Creștinism nu înseamnă numai privilegii, ci și îndatoriri. Este o poruncă să vorbim despre Dumnezeu, dar trebuie să fie și ceva ce să izvorască din interior. Nu vi se pare ciudat că prea ușor vorbim despre noi, despre ale noastre, despre planurile pe care le facem, despre pruncii noștri și uneori trec ore și uităm să vorbim despre Dumnezeu. Când ni s-a născut primul copilaș, n-a trebuit să mă întrebe nimeni de ce ești așa de bucuros. Te întâlneam, știai de ce sunt. N-a trebuit să mă sune prietenii din agendă pentru că am luat telefonul și am trecut prin agenda telefonului și l-am sunat pe cutare și pe cutare. De ce? Să împărtășesc această veste extraordinară. Uite, bucură-te împreună cu mine, mi s-a născut un copilaș. Dar, dragilor, dacă noi spunem că mântuirea este cel mai bun lucru care îi se întâmplă unui om, nu ar trebui să dăm dovadă de obiectivitate și să spunem și altora că Dumnezeu rămâne cel mai bun? Că mântuirea este cea mai grozavă? Există iarăși în Scripturi un verset, atât de dificil, un verset care, vă spun sincer, mi-aș fi dorit să nu fie trecut acolo în cuvântul lui Dumnezeu. Luca 9:26, căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa. Așa e că era mai frumos dacă versetul acesta nu era în Biblie? Nu exista această greutate care să apese pe umerii noștri. De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în ziua aceea se va rușina și Fiul omului. Și în textul acesta pe care l-am lecturat, Sfântul Apostol Petru, conștient de ceea ce înseamnă încărcătura și profunzimea acestor cuvinte, spune așa: nu mai vreau să stau pe banca de rezerve, nu mai vreau să bat în retragere. Da, au trecut doar câteva zile de când m-am făcut vinovat și am dat dovadă de lașitate. Nu mai vreau să-L trădesc pe Domnul vieții, nu mă mai interesează cine e înaintea mea, nu mă mai interesează în fața cui trebuie să dau socoteală, eu spun următoarele cuvinte. Versetul 22, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Extraordinar! Păi în urmă cu câteva zile, omule bun, ți-a fost teamă de cineva în mâinile căreia nu era viața ta, nu exista dreptul acesta de viață sau de moarte în ce te privește. Ce s-a întâmplat? Acum stai înaintea autorităților religioase și dintr-o dată, Petru, dai dovadă de un curaj extraordinar. De unde? S-a întâmplat ceva. A venit Duhul lui Dumnezeu. Și dacă vrem să trăim în plinătatea Duhului Sfânt astăzi, în secolul 21, într-o societate în care oameni vin și spun că nu se poate, că noi, că biserica, că pruncii noștri, spuneți, nu e adevărat, împreună cu Dumnezeu vom fi mai mult decât biruitori. Asta înseamnă să-L faci pe Dumnezeu partener în popularea cerului. Una din învățăturile care astăzi se propagă, aproape cu viteza luminii, este că iadul nu există. Nu știu dacă vă dă târcoale și aici în Timișoara eroarea asta teologică. Credința că iadul nu există. Și acum vă rog, ascultați foarte bine continuarea. Cred în iad, dar uneori trăim ca și cum el n-ar exista. Cred în iad, dar uneori trăim ca și cum el nu ar exista. A fost întrebat un mare om al lui Dumnezeu, Moody, un predicator de la care, deși au trecut ani din perioada slujirii lui și până în prezent, ai ce învăța. Omul acesta a fost întrebat la un moment dat,
omule bun, care este scopul vieții tale? Acum, adolescent fiind, poate scopul vieții la vârsta respectivă este să iei bacalaureatul. Este marele Goliat al vieții în perioada aceea, nu? Poate student fiind să termine facultatea, masteratul, părinte fiind, poate cu copii la pragul acesta al căsătoriei, vreau să-mi văd copii așezați, vreau să devin bunic, Domnul să vă ajute și eu îmi doresc asta. Și vorbim despre noi și despre ale noastre. Știți care a fost răspunsul pe care omul respectiv l-a dat la întrebarea care este scopul vieții tale? El a stat așa puțin timp și a spus, scopul vieții mele este să ajung în împărăția lui Dumnezeu și să duc cu mine cât de mulți oameni pot. Este un scop nobil? Este un scop frumos? Păi, dragii mei, asta este datoria noastră. Dar biserica astăzi trăiește următoarea dramă, tăcem când trebuie să strigăm și ne rugăm când trebuie să predicăm. E o vreme în care trebuie să strigăm, e o vreme în care trebuie să mărturisim și niciodată de când eu m-am întors la Dumnezeu, vremurile nu ne-au fost așa de prielnice. A fost o vară plină, o vară despre care noi am obișnuit să spunem până mai ieri, iarna sufletului. Evanghelizări peste evanghelizări, turnee peste turnee, conferințe peste conferințe. E vremea să spunem că Dumnezeu este bun. E vremea să ieșim, să ne articulăm credința și să spunem există Dumnezeu. Și cum putem face asta? Conștienți că Duhul Sfânt este împreună cu noi. Înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în pasiunea pentru Evanghelie. Același om, Mude, a fost întrebat într-o altă împrejurare, pentru că și în vremea aceea au fost oameni care au îmbrățișat lucrarea pe care l-a făcut-o și deopotrivă oameni care au încercat cumva să-l faulteze. În orice generație lucrurile stau la fel. Și a fost omul acesta întrebat la un moment dat, auzi, domnule, de ce trebuie să predici cu atâta pasiune? Vezi tu, pe noi ne mai deranjezi din când în când, de ce trebuie să predici cu atâta pasiune? Și el a invocat faptul că oamenii spre care s-a uitat în clipa în care a dat răspunsul sunt oameni care din cauza acestei neîncrederi în Dumnezeu, din cauza acestei necunoașteri a celui preasfânt, sunt oameni care se îndreaptă spre iad. Și atunci, el trebuia să predice cu înflăcărare. Noi trebuie să procedăm la fel. Vă mărturisesc că nu prea obișnuiesc așa să iau oamenii la ocazie, pentru că de multe ori sunt cufundat în gândurile mele, telefon și așa mai departe. Totuși, a fost o perioadă în care mai opream, dacă mai oprești acum, procedez în felul următor. E cineva la ocazie, opresc și spun așa, te iau, dar cu o singură condiție, îți vorbesc despre Dumnezeu. Vrei să urci, te duc, dar îți vorbesc despre Dumnezeu. Știți câți m-au refuzat până în momentul de față? Știți câți? Zero. Vreți să spuneți că dau dovadă, iertați-mi expresia, de șmecherie? Trăiesc liniștit. Pot să trăiesc cu asta. Te iau, intri în mașină, eu îți vorbesc despre Dumnezeu. Dacă nu, n-ai decât, stai liniștit în continuare, afară, liniștită fie-ți așteptarea și du-te cu cine vrei. Nici unul în împrejurarea asta n-a zis, auzi, mai lasă-mă să mă gândesc, lasă că mai îmi fac eu un pic calculele, îi numai amiază, mai am vreme vreo două ceasuri să stau și du-te tu liniștit, vezi-ți de treaba ta. Să ne ajute Dumnezeu să vorbim despre Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. O astfel de înțelegere stabilește calitatea mesajului proclamat. Noi trebuie să vorbim despre Dumnezeu. Dragii mei, o predică sau un mesaj care doar gâdilă urechea, dar nu străpunge inima și nu conduce la schimbare, este o risipă de cuvinte. În versetul 22, verset pe care nu l-am citit în contextul lecturii din această dimineață, apostolul Petru a spus, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Versetul 37, pasajul s-a deschis cu următorul verset, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem?
Perfect, zice Petru, aici am vrut să vă duc. E clipa în care vă spun ce trebuie să faceți. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Dar Petru, dar stai un pic. Eu-s din seminția cu tare. Asta nu contează. Petru, lasă-l tu pe el. Eu-s dintr-o seminție mai bună. Taică-meu e acolo în sinagogă, în perimetrul sinagogii, lucrează, e acolo, prezent. Nu mă interesează. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. De aceea, iubiților, Dumnezeu Sfântul să ne ajute să vorbim despre Dumnezeu. Dar mai este pocăința o nevoie reală? Mai este pocăința o nevoie a zilelor noastre? Mai este pocăința ceva de actualitate? Sau este un cuvânt demodat, învechit, care a fost cândva pentru o perioadă și noi nu mai avem nimic de a face cu ea? Știu că în viața noastră sunt multe nevoi și putem să vorbim despre nevoi din zona aceasta a familiei, a casei, a serviciului și alte și alte nevoi. Însă există o nevoie care în viața fiecărui om trebuie să primeze. Aceea este nevoia de Dumnezeu. Aceea este nevoia de a intra într-o relație cu Cel Preasfânt. De aceea, dacă Dumnezeu Sfântul ne-a făcut parte de harul acesta, dacă spunem că mântuirea într-adevăr este cea mai bună și cea mai grozavă bogăție, vă chem în dimineața aceasta, oameni buni, haideți să dăm și altora din bogăția noastră. Haideți să spunem și altora că există viață într-un context al morții, să spunem că există speranță acolo unde disperarea vine și dă târcoale din ce în ce mai mult. Există Dumnezeu. Înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în pasiunea pentru Evanghelie. Să mergem un pas mai departe, înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în roada pentru împărăție. Cam tot ceea ce facem în viață, facem în perspectiva succesului sau a rezultatelor pozitive. Cu alte cuvinte, nu ne pornim la drum dacă nu credem că ceea ce vrem este realizabil. Dacă în lumea laică există diferite forme prin care se măsoară succesul, să știți că noi în creștinism vorbim despre roadă. Și fiecare creștin trebuie să fie un creștin care să aducă roadă. Unii dintre dumneavoastră care sunteți aici aveți afaceri, mici afaceri, business-uri, însă mă gândesc că niciunul dintre dumneavoastră, decât dacă nu este ceva ce alegeți să faceți față de cineva, dar niciunul dintre dumneavoastră nu țineți un angajat care nu produce. Nici unul. De ce trăim cu impresia că la Dumnezeu merge și așa? De ce trăim cu impresia că la Dumnezeu pot să fiu un creștin din acesta de tipul second hand, în care, mai fac eu câte una alta, dar când trag linie, Silviu este pe zero. Ba când trag linie, Silviu, în loc să aducă, mai mult a consumat. Vă citesc un verset. Ioan, capitolul 15, versetul 16. V-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. V-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și acum poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți frumos, frate Silviu, dar am înnoit tot ceea ce înseamnă biserica. Am lucrat la fațadă, am lucrat la interior, instrumentele deja sunt noi, sunetul este din ce în ce mai bun și la nimic din toate acestea nu vă contrazic, aveți perfectă dreptate. Dar roada la care se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, în primă instanță, are de-a face cu altceva. Credeți că acestea vor rămâne? Nu. Nu vor rămâne. Dar dacă întorci pe cineva la Dumnezeu, credeți că acea persoană va rămâne? Va rămâne. Vă vorbește un om care printr-un incendiu a pierdut tot. Nimic n-a rămas. Absolut nimic. Știți ce rămâne în schimb? Ceea ce faci pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea e adevărat că vrem să ne meargă bine aici pe pământ și iarăși nu o să stau înaintea dumneavoastră spunându-vă că noi n-avem nevoie de cutare sau n-avem nevoie de cutare. Ba da, avem. Creștinismul este trăit în dimensiunea aceasta a vieții. Dar țineți cont, vă rog, că va veni o zi în care Dumnezeu Sfântul va trage linie și tot ceea ce va rămâne va fi ceea ce am lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Credeți că Petru și echipa
Au adus roadă pentru slava celui preasfânt? Spune versetul 41 așa, din textul pe care l-am citit. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Vai ce mare problemă ați avea dacă 3.000 de suflete s-ar adăuga într-o zi. Ce-ați face? 3.000 de suflete. Întâmplător l-am întrebat pe fratele Eusebiu dacă mai există posibilitatea extinderii. Și am primit răspunsul. 3.000 de suflete dintr-o dată. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Mai mult decât numără bisericile noastre în prezent. Asta înseamnă roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Și înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în roada pentru împărăție. De aceea, dragul meu, întrebarea lansată responsabil și direct astăzi este: care este roada pe care o aduci pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu? Nu lăsa pe diavol să te ducă în capcana următoare spunând: frate, eu nu cânt, eu nu predic, eu nu îndemn, eu nu sunt la școala duminicală. Mă bucur că ar fi atunci o aglomerare prea mare, ar fi o bătaie prea mare. Daruri nu sunt numai cele cu microfon. Slujiri nu sunt numai cele din față cu microfon. Sunt și cele din spate, din spatele cortinei. Și de multe ori stau și mă gândesc și spun: Doamne, dar sunt ferm convins că cei care slujesc în spatele cortinei chiar o mai mare răsplată vor avea, pentru că au făcut lucrul acesta chiar într-un mod dezinteresat, în exclusivitate pentru gloria și pentru slava numelui Tău. Vreau să vă spun că atunci când începi să-L slujești pe Dumnezeu, când te angajezi în această slujire, ajungi în punctul acela în care ești realmente dependent de sentimentul de a fi folositor lucrării lui Dumnezeu. De aceea, ești un creștin care aduci roadă? Sau doar un creștin consumator? Un creștin care te trezești dimineața și spui: Doamne, pregătește faptele bune, vreau să umblu în ele. Doamne, creează contextul acesta al slujirii. Doamne, vreau să-mi pun amprenta cumva pe societatea asta, la locul de muncă, în relație cu cei pe care îi cunosc, în relație cu cei cu care mă întâlnesc și vreau să spun altora, Doamne, despre Tine. Vreau, Doamne, să aduc roadă, vreau să dau o mână de ajutor celui care într-adevăr are nevoie de Tine. Pentru că absența roadei în viața unei persoane, să știți, trebuie să ridice semne serioase de întrebare. De vreo 2 ani de zile am și eu un teren acolo în Zalău și împreună cu un prieten de-a meu am pus câțiva pomișori. Acum, bucuria mea e că unii s-au prins și alții nu s-au prins. Bucuria mea e că unii au trecut peste iarnă și eu deja primăvara m-am așteptat să aducă rod. Și din nefericire, prietenul ăsta meu, care e foarte experimentat, îmi zice: Silviu, s-a uscat. Atât mi-e de greu să-l rup. Atât mi-a fost de greu să-l rup. Și l-am lăsat o zi, două, cinci: Silviu, rupe-l, nu te mai ajută cu nimic. Acum e perioada în care poți să-l înlocuiești. Dacă nu-l rup, trece sezonul, trebuie să aștepți iară până în toamnă. Era primăvară. Și în cele din urmă, cumva cu durere, vă rog, înțelegeți-mă, nu mă judecați, înțelegeți-mă, era pomișorul plantat de mine, mă înțelegeți? Și a trebuit să-l rup, să-l scot afară, să-l arunc și altul să pun în locul lui. Acum, când vine vorba de noi, un pom nu aduce roadă, fie din vina celui ce-l îngrijește, fie din vina lui, că ceva s-a întâmplat cu el. Când vine vorba de noi, nu aducem roadă fie din vina lui Dumnezeu care ne îngrijește, fie din vina noastră. Dar mă opresc și vă întreb: credeți că putem da vina pe Dumnezeu? Credeți că putem da vina pe Dumnezeu? Ba, vă rog, lăsați-mă, haideți să ne complicăm un pic mai tare. Întrebare: ești un creștin uscat, cu roadă sau plin de frunză? Mă, mi se pare că ultima categorie e cea mai periculoasă.
Vreau să vă citesc înainte un verset. Matei, capitolul 21, cu versetul 19, zice cuvântul așa. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Acolo, versetul acesta este plasat într-un context în care lui Hristos i s-a făcut foame, vede un smochin, l-a văzut din depărtare frumos, un smochin plin de frunze, se îndreaptă Hristos cu pași grăbiți spre el și spune cuvântul Domnului că în clipa în care a fost în imediat apropiere a lui, nu a găsit decât frunze. Ați auzit expresia, fă ce zice popa, dar nu face ce zice popa? Ați auzit expresia? N-are cum să nu fie numai în Zalău. Creștinism plin de frunze, dar fără roadă. Creștinism plin de frunze, dar fără roadă. Mă întâlnești pe cutare, de la depărtare, wow! Un pom extraordinar, frunze, coroană frumoasă, dar pe măsură ce te apropii de el, pe măsură ce intri în contact cu el, pe măsură ce discuți pe marginea unui subiect, îți dai seama, băi, plin de frunze, pe din afară totul e grozav, estetic, e grozav, nota 10, premiul întâi pentru cel mai frumos creștin. Dar Dumnezeu nu este interesat numai de felul în care arătăm în exterior, Dumnezeu este preocupat de gustul pe care îl dăm. De cum lumea asta se hrănește din roada pe care noi o aducem. Înțelegeți acum exprimarea mea. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să aducem roadă. Un creștinism care este doar plin de frunze, dar fără roadă, este trăit de cel care vorbește despre rugăciune, dar nu o practică. Este cel care vorbește despre nevoia de a te închina lui Dumnezeu, de a-L căuta pe Cel Preasfânt, dar el trăiește departe. Ori dacă îmi dorești ceva pentru mine și pentru dumneavoastră, îmi doresc să aducem roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Spunea o persoană, o femeie care a murit la scurt timp după aceste cuvinte, spunea următoarele cuvinte: când voi sta înaintea Lui, vreau să stau cu fața ridicată și să-i spun: Doamne, am folosit tot ce mi-ai dat. Și niciunul dintre noi astăzi, dacă facem gestul acesta de a îndrepta mâinile în față, nu putem să-i spunem Domnului: Doamne, mie nu mi-ai dat nimic. Doamne, pe mine m-ai trimis în lumea asta, eu nu știu să fac nimic. Oba da, ne-a binecuvântat Dumnezeu. Te-a binecuvântat Dumnezeu. Și din aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu ești chemat ca pe unele dintre ele să le convertești în slujire. Și slujirea aceasta să aducă o roadă care să rămână. Să ne dea Domnul putere în direcția aceasta. Înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în pasiunea pentru Evanghelie. Se vede în roada pentru împărăție. În al treilea rând, înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în iubirea pentru aproapele. Știți că pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a chemat să-L iubim pe aproapele? Bă, iubirea asta e fain de dus atunci când se limitează la perimetrul familiei, nu? Soț, soție, copii. Da, dar ce faci când dincolo de perimetrul familiei se află un frate, se află cineva care poate nu este așa de ușor de iubit? Eu cred că și pe la dumneavoastră sunt oameni de genul acesta, nu? Mulțumesc că am primit răspunsul prin zâmbetul pe care mi l-ați oferit. Și la noi lucrurile stau la fel. Și spune Domnul așa: voi, spre deosebire de cei care dețin magazine, nu aveți dreptul să puneți următorul anunț: avem dreptul de a ne selecta clientela. Avem dreptul de a selecta persoanele pe care să le iubim și pe cele pe care nu vrem să le iubim. Noi suntem chemați să facem dovada iubirii în fiecare zi a vieții noastre. Dar frate, uneori e greu. Doamne, dar nici prin cap nu-mi trece să vă contrazic. Așa este. Uneori e greu. Câteodată chiar trăiești cu impresia asta în relație cu câte unul sau cu câte altul, că e imposibil. Și vine Dumnezeu și zice: nicio problemă, eu îți dau putere să te ocupi și de el. Eu îți dau putere să te ocupi și de persoana respectivă. Acum, dragii mei, nu știu cum stă situația aici la dumneavoastră, dar în viața foarte multor oameni există multe iubiri interzise.
Iubim mașini, iubim haine, iubim căței, iubim posesiuni, iubim proprietăți și din nefericire, în unele situații, mai mult decât îl iubim pe aproapele. Însă vine cuvântul Domnului și ne învață următoarea lecție, că iubirea aproapelui este semnul iubirii lui Dumnezeu. Nu-i altă reclamă mai bună pe care poți să o faci creștinismului. Nu-i altă reclamă mai bună pe care poți, în Timișoara stând, să o faci bisericii penticostale poarta cerului, decât iubindu-l pe cel de la locul de muncă. Decât iubindu-l pe cel cu care poate împărtășește aceeași adresă, aceeași stradă, același bloc. Nu-i altă reclamă mai bună. Spune Ioan, capitolul 13, cu versetul 35, așa: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dar noi am crezut că rezolvăm problema. Punem peștele pe mașină, să știe toți, sunt pocăit. Săracul de el când mai treceți pe lângă sau peste o linie continuă. O și zbura de pe mașină. Mă rog, asta dacă peștii zboară. O dispărut, o plecat. Cea mai bună reclamă pe care noi putem să o aducem creștinismul este să ne iubim unii pe alții. Pentru că iubirea aceasta reciprocă este dovada faptului că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și în biserica primară, iubirea aproapelui a fost evidentă. Dacă vă uitați de la versetul acesta 42 până spre finalul capitolului, iubirea în biserica primară a presupus așa câteva lucruri. În primul rând, uitați-vă, presupune acceptare. Versetul 42 spune: ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Era echipa apostolilor. Era Petru, erau ceilalți. Era mama lui Iisus, erau femeile. Dar lângă ei erau și cei 3.000, despre care am citit anterior, care la predicarea lui Petru s-au întors la cel preasfânt. Și creștinii atunci trebuiau să-și deschidă brațele, trebuiau să-și deschidă inima și să spună așa: asta este noua familie pe care a creat-o Dumnezeu, este noua familie pe care nouă ne-a dat-o Mântuitorul. Ne deschidem inima, ne deschidem brațele, veniți și voi aici, vă primim și pe voi. Dar sunt uneori unii care se întorc la Dumnezeu și pe care parcă nu-ți vine să-i primești în cercul tău. Faceți următorul exercițiu de imaginație. V-a spus vreodată întrebarea: s-ar putea ca împreună cu Maria la închinare să fi fost și mama lui Iuda? E o posibilitate. Este. Hristos a avut mamă, Iuda a avut mamă. Așa, de dragul imaginației, facem un exercițiu acum. Imaginați-vă, le vă rog, pe cele două împreună. Oare cum s-a uitat Maria, mama Domnului Iisus, spre mama lui Iuda, știind că ea este cea care a dat viață celui care l-a vândut pe propriul ei fiu? Nu treceți așa în viteză, vă rog, peste durerea pe care ea s-ar putea să o fi resimțit atunci. Și totuși, în inima aceea în care reciprocitatea iubirii există și este înțeleasă ca o poruncă a lui Dumnezeu, cel preasfânt face loc și aceasta se poate întâmpla. Știu că în viața noastră sunt uneori și intrăm în contact cu persoane pe care greu ne vine să le iubim, dar, dragii mei, noi trebuie să facem asta înțelegând că acesta este un gest prin care proclamăm următorul adevăr: te iubesc pe tine pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Te iubesc pe tine pentru că îl iubesc pe Hristos. Această acceptare la care mă refer din versetul 42 este diferită de toleranța promovată astăzi. Nu uitați, vă rog, Hristos a acceptat toți oamenii, a intrat în contact cu toți oamenii, totuși acceptarea aceasta a noastră față de ceilalți trebuie cumva exercitată pe culoarul acesta al ascultării de Dumnezeu.
Nu pot în virtutea aceasta îl accept pe cutare să mă fac vinovat de neascultare față de Dumnezeu. Ele două cumva converg, ele trebuie să meargă împreună, nu le putem separa. Dar oricum noi nu cu situația asta avem de-a face, ci mai degrabă cu acele situații normale, unde de multe ori ne vine greu să iubim. O, Doamne, crește iubirea în inima noastră. De fapt, zice cuvântul Domnului așa de frumos că dragostea lui a fost turnată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De fapt, până la urmă și iubirea cu care îl iubești pe aproapele, nu e a ta, nu ți aparține, a fost turnată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt în inimile noastre. Lăsați-o să curgă. Îndreptați-o spre cel din stânga, spre cel din dreapta, îndreptați-o spre cei cu care intrați în contact. Lăsați să știe toți că suntem copiii lui Dumnezeu. Trăiască Domnul! Se vede în iubirea pentru aproape, le-am spus, acceptare, deschidere. Fiți atenți, versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Este exact reversul modelului oferit de bogat față de Lazar. Vă amintiți? Omul acesta, într-o situație materială extraordinară, vorbește Luca despre el. Spune că a fost într-un fel binecuvântat de Dumnezeu ca în viața asta la poarta lui să stea unul care să n-aibă cu ce să se hrănească, care să nu aibă cu ce să se îmbrace. Și Lazar mergea în fiecare zi probabil la poarta acestui om și zicea: auzi, omule bun, dă-mi și mie, ajută-mă și pe mine. Văd mașinile care intră la tine, văd cumpărăturile pe care ți le faci, văd că Glovo e în fiecare zi la tine la poartă, astăzi și mâine și poi mâine, n-am nimic, dă-mi și mie, te rog, ceva. Și bogatul zice: nimic pentru tine, totul pentru mine. Însă vine o zi în care situația are să se schimbe radical. O zi în care Lazar este cinstit în sânul lui Avram pentru viața pe care a dus-o și bogatul acesta, din nefericire, a fost aruncat departe de tot ceea ce înseamnă viața împreună cu Dumnezeu, veșnicia trăită împreună cu Cel Preasfânt. A fost bogăția o problemă în sine? Nu. Bogăția și sărăcia nu sunt virtuți în sine. Ceea ce este definitoriu este felul în care ne raportăm la ele. Internetul poate fi bun și păcătos deopotrivă. Ustensilele de bucătărie pot fi bune sau rele deopotrivă. Ceea ce contează este felul în care ne poziționăm față de ele. Însă oamenii aici, creștinii, au înțeles: pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu, voi ați venit din mijlocul acestui neam păcătos, acum datoria noastră este ca din bunurile noastre să vă facem și pe voi părtași. Dacă vine cineva la dumneavoastră de pildă și spune: auzi, n-am pâine, n-am ce să mănânc, vă rog din inimă, nu-i spuneți: mă rog pentru tine. Sunt momente în care rugăciunea nu ne ajută cu absolut nimic. Și dacă sunteți unii dintre dumneavoastră care nu m-ați înțeles bine, mai spun o dată: sunt momente în care rugăciunea nu ne ajută cu absolut nimic. Când vine cel sărac și spune: auzi, n-am pâine, n-am ce să îmbrac, nu-i spui: mă rog pentru tine. Duci mâna în buzunar și uite, du-te și cumpără-ți ce ai nevoie. O, dacă lângă împlinirea acestei nevoi așezăm și rugăciune, slăvit să fie Domnul, mai bine de atâta nu se poate. Însă, dragii mei, datoria pe care o avem este ca din ceea ce ne-a binecuvântat pe noi Dumnezeu, să-i binecuvântăm și pe cei din jurul nostru. Și atunci când vom proceda în felul acesta, vom avea parte de o surpriză. Dumnezeu va înmulți ceea ce avem. Dacă nu mă credeți, deschideți, vă rog, Scriptura, cred că 1 Împărați, capitolul 17, Dumnezeu îi zice lui Ilie: auzi, Ilie, du-te la Sarepta, acolo am vorbit unei femei să te hrănească. Dar acum eu vă întreb pe dumneavoastră, acum, chiar pe lista prietenilor lui Dumnezeu n-a fost numai femeia asta din Sarepta, care oricum a avut extraordinar de puțin? Nu s-a aflat acolo un om mai înstărit, o persoană mai disponibilă să îl ajute pe Ilie? Ba da. Dar acea ajutorare a fost în primul și în primul rând o lecție nu pentru Ilie, ci pentru văduva pe care Ilie a trebuit să o viziteze. Și aceasta, după ce și-a făcut toate planurile, murim eu și pruncul meu, pentru că nu mai avem cu ce să trăim.
a avut parte de o experiență grozavă. Dumnezeu Sfântul a înmulțit puținul ei. Ba chiar mai mult, Dumnezeu a dus-o în zona aceasta în care, din alimentele din care i-a făcut parte lui Ilie, pentru o vreme ele să nu se mai termine. Vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu în dimensiunea aceasta? Vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu în casa ta? Matematica lui Dumnezeu e ciudată, știu, ne dă peste cap. Dumnezeu zice, vrei să ai mai mult? Perfect, dă. Doamne, da. Nu, mai spun o dată, vrei să ai mai mult? Dă. Sigur că nu facem asta cu gândul acesta șmecheresc neapărat. Noi dăm ca să avem, dăm ca să avem, pentru că această generozitate este și expresia creștinismului nostru, dar matematica lui Dumnezeu stă în picioare în felul ăsta. Dacă vrei să ai mai mult, ajută-L pe cutare, pe cutare, pe cutare. Și atunci vom experimenta într-adevăr ce înseamnă generozitatea lui Dumnezeu. Și vă rog, nu vă supărați pe mine, dar când pun pe un taler al cântarului generozitatea omului și în cealaltă parte generozitatea lui Dumnezeu, știți cine câștigă, nu? Că de fapt toți putem să privim spre noi și să-i spunem Domnului, Doamne, binecuvântăm numele Tău pentru tot ceea ce ne-ai dat. Acum, Doamne, mai dă-ne și înțelepciunea să înțelegem că din astea noi trebuie să dăm și celui de lângă noi. Am spus așa, acceptare, deschidere, versetul 45, sacrificiu. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Ce frumos! Să dai potrivit cu nevoia fiecăruia. Asta înseamnă sacrificiu. Deși nu am intenționat asta, dacă tot am aruncat-o așa în mesajul din această dimineață, vreau să vă spun că am experimentat sacrificiul unor oameni la o scară extraordinar de înaltă. În 2019, când într-adevăr, 2018, 24 decembrie, noi am trecut așa printr-un incendiu, chiar în seara ajunului, la terminarea slujbei, primesc un telefon, hai că ți-ar de casă. M-am dus acasă, au fost, mă rog, câteva zile mai tensionate, pentru că nu am știut cum se vor desfășura lucrurile, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și bisericii în care slujesc, pentru că frații s-au mobilizat cu ajutor, cu resurse și au fost acolo prezenți și ne-au ajutat și am scos-o la capăt mai bine față de cum a fost înainte. Dar știți ce a fost frumos în zilele următoare? Au fost frați din biserică care au venit și au pus suma de 527 de lei în plic. L-am deschis, m-am uitat, 527 de lei, ba chiar și monede de 10 sau de 50 de bani. Și n-am înțeles de ce. Mi-am făcut eu scenarii, bă, și dacă schimbi 100 de euro, tot nu-s 527, și dacă schimbi 150 de euro sau de dolari, tot nu-s 527. Da, am ridicat din numeri și am zis, bă, asta este. Îi iau, îi punem acolo, facem ce avem de făcut. Au trecut câteva luni și un frate și o soră de la noi de la biserică, de două ori am pățit treaba asta, m-au oprit, deja evenimentul a fost în urmă cu câteva luni și a zis, frate Silviu, uite, știi că am fost acolo, ți-am dat o mână de ajutor, dar hai să-ți spun cum mi-a vorbit mie Dumnezeu atunci. Păi zic, da, mi-aduc aminte, știi că a fost 527 de lei. Zic, da, dar mi-am dat seama că ia 27 din alt film, nu au nimic treabă cu... O, zice, stai că despre asta vreau să-ți povestesc. Ăia 500 au fost de la noi. Ăia 27 au fost de la fata noastră. S-o dus, o luat pușculița, o spart-o și o zis așa, eu vreau să-l ajut pe fratele Silviu. Dragii mei, vă spuneam de matematica lui Dumnezeu. Eu cred că ăia 27 de lei o cântări mai mult decât ăia 500. Am eu cu ăia 5 am făcut treabă mai mult, că doar mă înțelegeți. Dar în matematica lui Dumnezeu, ăla a fost un sacrificiu grozav. Ne cheamă Dumnezeu în astfel de împrejurări să facem sacrificii și spun Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere în direcția aceasta. Una din etichetele vremurilor din urmă este următoarea. Dragostea celor mai mulți se va, dar nu zice dragostea tuturor, zice doar atât, dragostea celor mai mulți se va
păcătrăcii. N-ai vrea să fii excepția? N-ai vrea să fii excepția? N-ai vrea să nu fii înscris în lista celor mai mulți, ci să fii excepția? Să fii abaterea fericită de la regulă. Și când se vorbește, bă, dragostea celor mai mulți se va răci, da, dar nu-i vorba despre mine. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. A existat o zi în care dragostea asta lui a fost turnată în inima mea și eu de atunci îl iubesc pe Dumnezeu. Și îl iubesc și pe cel pe care îmi vine mai greu să-l iubesc. Și îl iubesc și pe cel pe care uneori mi este imposibil să-l iubesc. Dar înțeleg că o astfel de atitudine din partea mea este dovada faptului că în spatele a ceea ce se vede, eu în primul și în primul rând am relație cu Dumnezeu Sfântul. Te iubesc pe tine? Da, te iubesc, dar pentru că în primul și în primul rând îl iubesc pe Dumnezeu. Ce frumos ar fi ca cei care privesc spre dumneavoastră, spre noi împreună, să spună, da, merită, vreau să mă duc acolo. Nu-s creștini din aceea certăreți care să nu se înțeleagă, care să trăiască în dușmănii ani de zile și care să nu exercite iertarea. Mă duc acolo pentru că văd oamenii aceia cum se ajută, cum se iubesc, cum atunci când există o nevoie, sar. Și lăsați-mă, vă rog, să cred că și în Timișoara lucrurile stau în felul acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iubiți-vă unii pe alții. Cu dragostea cu care ne-a iubit Hristos, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Wow, ce provocare! Spune Ioan capitolul 13 că El ne-a iubit până la capăt. Să știți că în unele relații pe care eu le-am avut, capătul iubirii a fost strădarea. Capătul iubirii a fost minciuna, capătul iubirii a fost neîncrederea, capătul iubirii a fost nu vreau să te ajut, deși aveam cea mai mare nevoie de ajutor. Pentru mine acela a fost capătul. Dar zice Dumnezeu așa, Hristos ne-a iubit până la capăt. Și capătul n-a fost trădarea lui Petru. Capătul n-a fost trădarea celorlalți, că noi zicem Petru, dar există la un moment dat în Scriptură următoarea precizare și toți au spus același lucru. Să iubim cu iubirea cu care ne iubește Dumnezeu. Înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în pasiunea pentru Evanghelie, se vede în roada pentru împărăție, se vede în iubirea pentru aproapele și închei în dimineața asta cu versetul 47 care spune așa, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. În al patrulea rând, înflăcărarea Duhului Sfânt se vede în mărturia pentru lume. Ești plăcut înaintea întregului norod? Ești plăcut înaintea întregului norod? Pentru că în versetul 47 despre asta este vorba. Avem datoria să fim plăcuți înaintea întregului norod. Știu că există o limită. Știu că la un moment dat s-ar putea ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să pună tot felul de etichete celor care, cum s-a vorbit deja la timpul de rugăciune, cred în tot ceea ce înseamnă santitatea familiei, în tot ceea ce înseamnă valorile pe care le promovează Dumnezeu și care, din nefericire, mai ales în contextul ultimelor zile, cum s-a întâmplat la dumneavoastră, sunt date la o parte, scoase din tot ceea ce înseamnă viața trăită aici pe pământ. Dar datoria pe care o avem și provocarea care ne stă înainte este ca prin felul în care trăim să fim o mărturie pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să nu cumva să trăim ziua aceea în care să ajungem la judecată și Dumnezeu să spună, uită, porți sângele pentru cutare, pentru cutare sau pentru cutare. Ești vinovat de sângele Lui. De ce? Pentru că s-a uitat spre tine și a zis, nu merită. S-a uitat spre tine și a zis, dacă ăsta-i Dumnezeul pe care El îl are, nu vreau să am nimic de-a face cu Dumnezeul Lui. Mă rog, dragii mei, în felul în care ne trăim viața, să înțelegem că Dumnezeu merită slujit, că Dumnezeu merită iubit, că Dumnezeu rămâne cea mai mare comoară și indiferent, dar indiferent de ce va să vină peste noi, merită să rămâi și să trăiești lângă Dumnezeu. Mesajul acesta, frați și surori, doresc să fie un mesaj care oarecum să ne scoată din zona asta de confort. Din acele mărturisiri pe care le aud din ce în ce mai mult, că e greu, că e imposibil, că pruncii noștri, că când e singur așa, e greu, e imposibil, nu merită. Dar nu m-a chemat Dumnezeu să trăiesc aici pe pământul ăsta de unul singur.
ci Dumnezeu mi-a făcut următoarea promisiune: până la sfârșitul veacului voi fi împreună cu voi. Acel Dumnezeu care a rostit această frumoasă promisiune ucenicilor, o rostește și astăzi în urechile mele și în urechile tale. Dumnezeu este împreună cu noi. Și dacă vrem să mergem de unii singuri, e adevărat, vom cădea și ne vom duce din eșec în eșec, din groapă în groapă. Dar atâta vreme cât vom rămâne împreună cu El, cred cu tărie și am nebunia credinței când vine vorba de aspectul acesta, că împreună cu El vom fi mai mult decât biruitori. Dar avem nevoie să fim copleșiți, să fim mistuiți de această putere a Duhului lui Dumnezeu. Și apoi vom avea puterea să vorbim altora despre El, să aducem roadă, să ne iubim și să fim într-adevăr lumini care să lumineze întunericul multora. Mă rog ca Dumnezeu să vă înflăcăreze pe fiecare dintre dumneavoastră. Și ce concluzie mai bună pentru mesajul de astăzi decât următoarea? Fiți plini de Duh. Amin.